Poate că e la mintea găinii, dar eu vreau să vă arăt cum se prăjește un ou. Pentru că secretul nu stă în ulei, ci în căldură. Și când zic căldură, zic capac. O să fac totul în timp real. Am dat drumul la foc, tigaia este încălzită. Pun așa un pic de ulei cât să dea gustul. Dar să știți că nu trebuie să-l înnecăm în ulei. Oul se coagulează prin căldură. L-am pus în tigaie și ce avem de făcut este să punem capacul. Ăsta e secretul și aș vrea să-l știți și voi și maestrii bucătari care lucrează în hoteluri și care ne fac noi așa oul de mic dejun. Oul corect pregătit este oul care are albușul complet coagulat și gălbenușul moale zemos. Însă nimănui nu-i place un ou care să aibă chestia gelatinoasă, albușul ăla care încă nu a fost complet gătit. Și atunci, ascultați-mă, puneți capacul. În felul ăsta nu aveți nevoie de mult ulei, nu iese fum, nu se prăjește, nu se fierbe în ulei, ci doar căldura coagulează. Pentru că asta fac proteinele, la căldură se întăresc și se albesc. Focul nu trebuie să fie foarte mare. Mai este un amănunt și un secret care trebuie știut. Chiar dacă punem ulei în tigaie, uleiul nu poate pătrunde printre moleculele de albuș. Deci el rămâne doar la exterior, nu se infiltrează în albuș, așa că în final, dacă l-ați făcut cu mult ulei, tamponați-l cu un șervețel ca să eliminați excesul. Am să vă arăt. Uitați-l, s-a și făcut. Da? Deci nu știu dacă a durat, cât să zic, un minuțel. Cum să vi-l arăt? Stați să sting lumina asta de la hotă. Este un ou cu albușul complet coagulat, cu gălbenușul zemos. Și ca să mă credeți pe cuvânt, așteptați-mă. O bucățică de pâine și un strop de sare. Nu de alta, dar fără un strop de sare, să se aprindă reflectoarele. Ăsta este ou perfect, fără ulei, corect gătit, ușor de digerat și delicios.